Salutare! În scenă, proiectul numărul 8, Culisele Mentor My Business, proiectul Solve of January. Un proiect care sarcina a fost nu doar să lucrăm pe partea de online, dar și pe partea de offline, pentru că acest proiect se deosebește de altele în contextul case-urilor noastre, pentru că noi l-am luat de la zero. Este lansarea unui produs în piață. Începând cu a fost de la zero logotipul, toate rețelele, toată comunicarea, site-ul și aici noi avem două strategii. Este strategia de offline, în care se fac anumite activități de marketing în offline și online, combinații cu offline, și strategia de e-commerce, în care site-ul sau web-urile pot să procur serviciile, produsele lor, sunt bijuteriile din aur și argint, pot să le procure online. Și atunci aici intervine metrica. Chiar azi în ședință discutam despre prima iterație de trafic care a mers către site și noi avem o anumită conversie dintre vizualizări, adăugare în coș, inițiere cumpărătură, adăugare modalitate de plată, achitare. Și pentru cei din e-commerce, asta este cel mai important criteriu care trebuie urmărit. Deci nu este nimic mai important decât conversia dintre intrat pe site și ieșit cu plata și cu cumpărătura în coș. Și intermediar, acest gaură mare presupune performanța voastră de marketing. Al doilea punct important este contentul. TikTok-ul, video cu bijuterii tare faine, reels-urile, respectiv stories-urile zilnice și partea de conținut. Avem periodic anumite concursuri care activăm audiențele regionale și în continuare, sarcina de bază este ca planul pentru anul 2023, care în final de decembrie trebuie aprobat, este să organizăm o activitate de marketing prin prisma la 12 campanii anuale. O să auziți deseori la mine ipoteza de campanii per 2-3 pe lună sau una mare la 3 luni sau lunar mari, pentru că e una din strategii prin care poți să bugetezi, adică creezi o carcasă activităților tale de marketing. La Solve of January probabil va fi strategia de 12 evenimente pe lună, în baza cărora se va genera traficul de bază, iar restul, posterul, stories, reels, vor fi supliment la activitatea de marketing. Așa că e-commerce-ul, offline-ul cu suport online-ului, content marketing, stories, reels, Facebook, Instagram și ads pentru a vedea o analitică mai clară, Yandex metrica pentru a vedea utilizatorii. Toate aceste procese deja au trecut prima iterație, avem primele cifre și în continuare urmează să le îmbunătățim. Cam așa la Solvov, vă spor la muncă, scrieți în comentarii ce credeți despre acest proiect, despre ipoteza mentoratelor noastre și ce interesați, așteptăm la consultație, la un audit a departamentului vostru de marketing. Spor la muncă, sănătate, de auzit!